Salutare, 23 iunie 2023. Mergem mai departe. Nu-mi convine deloc luna asta, pentru că până acum n-am avut decât pe grup, grupul meu privat de WhatsApp, un singur câștig cu cotă 24 pe 5 iunie. Mă aștept și aici pe canal la măcar o cotă toată luna asta. Încercările mele spre asta se duc, să avem acel minimum de două câștiguri aici pe canal, ca oricine mă urmărește să rămână totuși pe plusul ăla blestemat. Ce avem noi aici? Avem o cotă de 22.67 pe ziua de astăzi. E formată din 8 evenimente. Primul începe la 17.30 și pe urmă v-am lăsat pe canalul meu de Telegram Pontul Pariur by Vlad Stoian. Același nume îmi poartă și pagina mea de Facebook, mă găsiți și acolo. V-am lăsat cota mea din 3 meciuri și asta se lasă așteptată mult prea mult. Am avut, cred că, două cote verzi de 3 pe luna asta, deci o lună dezastroasă pur și simplu, deși folosesc aceleași formule de joc, prea puțin schimbate. 3.08 este cota formată din 3 evenimente, o găsiți acolo pe Telegramul meu și pe pagina mea de Facebook. Cotă de 3.08 care sper, poate azi, să ajungă câștigătoare. V-am avertizat, v-am pus în temă mereu să fiți foarte prudenți, pentru că vorbim permanent de niște bilete foarte grele, foarte complicate. Iată că ele sunt în luna iunie, al dracului de complicate, al dracului de greu de atins. Orice aș face, nu ajung la ce trebuie, la verde. Vedem ce se întâmplă de aici încolo. Mai avem timp săptămâna asta, iată, până să se apropie sfârșitul de lună, da, sunt vreo 7 zile, inclusiv cu ziua de azi. Vedem în ce măsură lovim măcar o cotă verde cu biletul ăsta pup sus, al canalului, așa cum eu l-am botezat. Hai să începem. Încur siunea pe cele 8 meciuri ale zilei de astăzi. Din nou tenis. O să ne vină rău cu atâta tenis. Cred că un singur meci de tenis pe biletul de astăzi. Da, da, da. Mai puțin tenis astăzi. Doamne ajută. Tenis la dublu din Challenger, desfășurat în Polonia la Poznań. Acolo se ciocnesc, se întâlnesc, se duelează uruguaianul Ariel Bear și cehul Adam Pavlasek cu bielorusul Ivan Liutarevici și ucraineanul, iată că un bielorus poate fi prieten cu un ucrainean în aceste vremuri tulburi de război, cu ucraineanul Vladislav Manafov. Aceștia doi se vor lupta cu uruguaianul Ariel Bear și cehul Adam Pavlasek. Câștigă uruguaianul și cehul. Unu solist. Selectăm pentru meciul ăsta pe bilet. Ariel Bear și Adam Pavlasek se anunță câștigători în lupta lor cu această prietenie neobișnuită între bielorusul Ivan Liutarevici și ucraineanul Vladislav Manafov. Unu solist câștigă elementele gazdă, da? Ariel Bear și Adam Pavlasek. Am zis destul, sper că ați notat cum trebuie. Mergem mai departe doar spre fotbal. Intrăm în două amicale intercluburi. Cehii de la Mladá Boleslav și Silon MAS Taborsko. Silon Taborsko, MAS Taborsko, cum sunt scriși în aplicații. E un meci unde ne alegem cu victorie de gazde, punem pe biletul mare, unu solist pentru Mladá Boleslav. Și mai stăm la un amical între scoțienii de la Dunfermline Athletic, se scrie Dunfermline în aplicații, scoțienii de la Dunfermline Athletic au tăvăleală maximă cu nemții de la Sankt Pauli, Saint Pauli, da, Sfântul Pauli, Dumnezeu să-l ierte. Cine câștigă, nu știm cine câștigă, cert e că ne bazăm că vor marca gazdele, marchează scoțienii Dunfermline Athletic. Hai să zicem și să ne rugăm că vor da măcar un gol. Continuăm cu fotbal și pe mai departe în biletul de astăzi. Mergem în Algeria, Ligue 1, Liga 1 algeriană, ne propune luptă mare între Union Sportive de la Medina d'Alger, USM Alger, USM Alger și MC Alger, Mouloudia Club d'Alger. E un meci în care mergem pe X2, victorie de oaspet sau egalitate. MC Alger sau egal la final de bătălie.
Mai avem de mers și în Irlanda, Premier Division, luăm de acolo întâlnire mare între Drogheda United, Drogheda, cum stau scris și în aplicații, și Dundalk. 1x în meciul ăsta, câștigă gazdele sau se termină totul într-o mare egalitate, mizăm pe Drogheda United sau egal. Mergem mai departe și în Islanda, Úrvalsdeild, de unde luăm luptă maximă între Keflavík, se scrie Keflavík, Kefla se pronunță Kepla, Keflavík și Fylkir Reykjavík. E un duel unde mergem pe sub 3,5, nu se vor marca mai mult de 3 goluri în tot meciul. Penultimul eveniment de astăzi vine din Uruguay, Primera División, La Luz. Se duelează acolo cu Danubio și mergem pe victoria gazdelor sau egal, 1x pentru La Luz. Închidem biletul de astăzi în Cupa Chileului, Chile, Cupa Universidad Católica din Santiago, se duelează cu Santiago Wanderers, sub 3,5 și pentru acest eveniment nu se vor scrie mai mult de 3 goluri, 3 boabe în lupta asta chiliană, da? Universidad Católica versus Santiago Wanderers, sub 3,5. Vă reamintesc la final de episod, la final de bilet, că am și un grup privat de WhatsApp, vă povesteam mai devreme despre el. Pe grupul ăsta privat de WhatsApp jucăm zi de zi 6 bilete, 3 scurte cu 8 sau 10 meciuri și 3 lungi cu 19, 21 sau chiar 23 de meciuri. Vreți să veniți acolo să le jucăm în mod obligatoriu pe toate 6 cu miză minimă de măcar 2 lei? Scrieți-mi pe WhatsApp și stăm de vorbă despre tot ce se întâmplă pe grup. Dați-mi un mesaj la 0745 70 80 08. Acolo punem țara la cale despre tot și toate. Dacă nu rămâneți cu biletul ăsta de pe canal, cota 22.67 nu e de aruncat și cu cota mea de 3.08 astăzi de pe canalul meu de Telegram, Ponturi Pariuri by Vlad Stoian, și de pe pagina mea de Facebook cu același nume. Vă urez succes, baftă, verde, ne vedem cu bine și în dățile următoare. Să fie o zi de vineri triumfătoare. Poate ni se întâmplă. Numai bine, ne revedem și în dățile următoare.